Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog! În această seară o să deschidem un colet mai mare, din trei bucăți, mai exact, de la o doamnă pe care o iubesc eu mult de tot și vă băcesc pe această cale. Nu știu ce e acolo, deci o să deschid ca de fiecare dată în fața voastră, doar le-am desfăcut ca să văd și eu totuși ce avem aici, să nu ne chinuim mult. E vorba despre unul dintre aceste colete în care avem așa. Hai să vedem. Un bol. Cred că ăsta e pentru căvăgare și măsurătoare. Cred că de gătit. Aici avem o punguță cu o grămadă de chestii, presupun că vă gândesc că sunt grele. De la... sunt migdale. Migdale. Alune. Și cereale. Ia uitați. Ca să vă gândiți că e altceva. Așa. Pe urmă avem... lejerie intimă. Lingerie intimă și aici vorbim despre chiloței sexy, frumoși. Poate ce de ce îi arăți? E, lasă, nu cădează. Fisic. Aici mai avem o punguță cu, cred că tot chiloței sunt. De la Victoria's Secret, da. Sunt mai multe perechi de... Așa. Așa, ăștia sunt fără bandă. Aici avem o eșarfă. De frumoase. Și cred că este aici și o bluziță. Ce drăguță este! Ce drăguță este! Îmi place mult. O bluziță frumoasă. Mai avem în această punguță. Ciocolată. Sunt de la Lindor. Sunt foarte bune astea. Eu am mai avut și, într-adevăr, sunt foarte bune, sunt foarte dulci. Avem ceva aici. Care este împachetat foarte drăguț? Ia să vedem. Vedem despre ce vorbim. Wow! De la Picasso. Opa! Și vorbim despre două stilouri. Ia uitați-le. Două stilouri. Stați că nu-mi focalizează. Hop. Na. Se vede? Bun. Foarte frumoase. Pentru că nu o să merg la facultate. Ok. Hai să mai vedem. Avem aici. Opa. Stați un pic. Că sunt niște... uitați. Vase foarte frumoase. Cred că din porțelan. S-a spart. Of, din păcate acela s-a spart. Hai să vedem. Mi-e foarte foame acum, trebuie să mă... Și avem și o vază. Wow! Foarte frumoasă vaza. Îmi place mult. O focalizez, dar pe ea sau și pe mine? Așa. Stai că e împachetat aici bine ca să nu se spargă tocmai. Frumos. Arată bine. Ne pus pe masă, platouaș.
Hai să vedem să fie atentă. Da, deci ăla s-a spart acolo, na. O să încerc să lipesc. Apoi, în cealaltă cutie avem cereale. Cred că o să mă duc să mănânc după, că mi-e cam foame. Opa. Cereale. Asta este de cameră. Foarte mișto. Îmi plac chestiile astea. Pentru cameră. Îmi mireasă frumos. Ulei de cocos. Ma? De ce nu vrei să-l? Ulei de cocos. Conserve. Cereale mele preferate. Bun. Nuci. Măsline. Butaje trandafiri. Asta e de... Da, știu, trebuie să-l pun, să-l fac. Sunt trandafiri pe care o să-i punem în, în grădină. Hai, vedeți? Vedeți ce avem noi aici? Și astea sunt tot pentru grădină, sunt bulbi. Și astea, gladiole. Și mai numai aici urmă de chestii, de dulciurele, de crânțănele, de... Asta-i pâine din aia uscată. Și mai avem încă un colet. Ia asta să îl trag mai aici, că o să mă chinui, de fapt, așa. Și în acest colet să vedem ce există. Punguță de cadou. A, ce punguță frumoasă. Tot așa avem conserve din astea de ciugulit, fistic, brânză, nescuic, o grămadă de nebuneli din astea, nescuic, dulci, opa, 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 scorțișoară, ha, și condimente, rozmarin, aici avem cutiuță cu brânză, asta e cutiuță cu brânză, n-am mai mâncat din asta. Vegeta. Merișoare confiate. Opa. Condimente. Rondele, grâu, glazură, iaurt. Astea cred că sunt dulci. A? Oare? Ciocolată. Fifi, preferatul meu. Cremă de galbenele. Cremă de galbenele. Miere polifloră. Din nou, nasa rondele, cacao. Cacao, căpșun, sardine, iar sardine, opa, stați un pic, aha, iar rondele, și astea toate sunt de ciuguleală, bun. Să ne mutăm în partea asta la urmă. Să vă arăt și din partea asta ce mai e. Opa. Wow, 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 de la Kinder. Mă, asta-i preferata mea. Dar încerc să nu consum prea multe. După aia. Asta e pentru chiuvetă. Avem aici
ceva cu fundiță. Vreți să vedeți ce este? Este un set cu, opa, cu cerceluși. Cerceluși și lănțuc. Mai bine scot să vă arăt. Ia uitați. Aha. Doamne, cât de frumos iese! Mulțumesc! Frumos rău de tot! Așa. Și mi-a pus și mir. Cred că s-a scurs. Mir. Să fim binecuvântați. Așa. Cam astea ar fi, mai sunt multe dulciurele și alte chestiuțe pe aici, dar vi le mai arăt că mă gândesc că sunetul, nu știu exact cum se aude acolo. Mulțumesc din suflet, Doamne, pentru cadou așa ăsta și că am început primăvara așa frumos, lăsând la o parte răceala mea din aceste zile de săptămână. Acum sunt mai bine, după cum vedeți, mă simt mai bine. Stau pe live toată ziua, mai nou. Pe TikTok nu vă gândiți că pe YouTube nu. Știu că n-am mai intrat. Și toată ziua, prin toată ziua mă refer seara, că ziua nu intru. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru toate cadouașele pe care mi le-ați spus aici. Vă iubesc din inimă și îmi doresc să fiți sănătoasă și fericită. Și să vi se doar că îmi zice tot binele astea pe care mi-l faceți mie și toată bucuria și fericirea. Vă iubesc mult de tot, să aveți o seară frumoasă și pa! Aveți grijă de voi!